care dar pe peste sigur și sar. Sar peste creste și chiar sar peste soare cum vreau să sar. Dragi mitologi, revenind la mitologia nordică, astăzi vom discuta despre Norne, creatoarele destinului în mitologia nordică, un fel de moire ale mitologiei grecești, pentru că în Scandinavia, vikingii credeau că surorile Norne dau formă destinului și înregistrează viața fiecărei persoane. În vechea mitologie nordică, Nornele erau cunoscute ca modelatoarele sorții, zeițe care conduceau destinele oamenilor. Am așezat-o întinsă pe spate într-un cadru de car care apoi a fost scos de pe roți. Ea, care avusese o putere nemăsurată în timpul vieții, zăcea acum fără suflare, picioarele sale goale ieșind în afara fâșiilor simple de pânză. În jurul a două degete străluceau inele neobișnuite. Dar nici femeia aflată pe drumul spre odihna veșnică nu era obișnuită. Era o volvă, o prezicătoare, un personaj din secolul X cu o mare influență. Tot ea avea cea mai mare putere asupra aspectelor zilnice din viața oamenilor obișnuiți. Totul se afla în mâinile ei. Peștii din plasă, vântul prielnic de pe mare, fericirea în dragoste. Sarcina principală însă pe care o avea o volvă era aceea de a privi în viitor. Dintre toate cele care stăpâneau această taină, această artă, foarte puține erau alese. Iar cea mai importantă îl slujea pe însuși regele. Aceste volve erau foarte asemănătoare nornelor, un fel de preotese, profeții tărâmurilor nordice, iar o altă sarcină foarte importantă a lor era aceea deloc pașnică de a prezice succesul sau insuccesul în război. Majoritatea informațiilor pe care le deținem despre mitologia nordică și despre ele provin din scrierile edice sau din textele medievale islandeze, care fac referire la toate acestea. Mai precis, așa cum ne este povestit în cel mai vechi poem nordic din timpurile vikingilor, numit Voluspa și descris ca o profeție, nornele aveau puteri depline atât asupra oamenilor cât și asupra vieții zeilor, asupra derulării vieții, dar și a încheierii ei. Trei norne foarte puternice și zicese foarte frumoase trăiau lângă copacul Yggdrasil, mai precis lângă rădăcinile lui. Aici întâlnim misterioasa fântână a destinului, din care nornele foloseau apa pentru a uda rădăcinile copacului Yggdrasil. Cele trei norne erau numite Urd, înțelepciunea, Verdandi, adică ființa, și Skuld, adică necesitatea. Dar mai existau și alte norne, bune și rele, care aveau suficientă putere pentru a întoarce norocul unei persoane, sau ghinionul după caz. Potrivit acestui poem, nornele au existat dintotdeauna. Istoria lumii zeilor, a oamenilor și monștrilor de la începuturi până la Ragnarok, nornele au pus-o în rune magice. Și astăzi există obiceiul de a înregistra date și numere ale zilei și anilor, crestând semne pe pereții casei. Acest obicei provenind, zicese, de la norne. Tot nornele erau responsabile cu înregistrarea zilelor din viața fiecărei persoane. Iar acest subiect este mult mai larg, pentru că noi aici la Mitologica avem informații unice în limba română și în exclusivitate. Se credea că alte norne erau responsabile cu vizitarea fiecărui nou născut și determinarea evenimentelor din viața sa, adică un fel de zâne în mitologia românească sau de moașe. Cine erau însă aceste femei înzestrate cu puteri supranaturale? Ele difereau ca origine, unele dintre ele fiind divine, altele nu. Ba mai mult, poveștile nordice ne spun că există norne care aparțineau rasei elfilor sau dorfilor. Calitățile unei persoane în viață sau norocul erau explicate prin originea nornei care se presupunea că îl protejează pe individ, adică un fel de îngeraș. Nornele binevoitoare, de descendență divină, erau cunoscute pentru influențarea vieții în mod pozitiv. Cele răuvoitoare împrăștiau doar ghinionul. Despre norne și în special despre credința vikingilor în destin am găsit mai multe documente în literatura antică din întreaga Scandinavie,
în Norvegia, Suedia și Finlanda, chiar și după venirea creștinismului, credința în norne a rămas foarte puternică și oamenii s-au lăsat influențați de ele. Ba mai mult, avem povești care se contrazic sau care completează povestea originală. Una dintre aceste povești ne vorbește despre arborele veșnic verde, Yggdrasil, care își întinde crengile peste întreaga lume și care are trei rădăcini, se pare, una spre zei, una spre uriaș și una care se pierde în umbrele unde sălășluiește șarpele, adică spre lumea morților. Iar acest șarpe roade copacul zi și noapte. La poalele copacului stau cele trei norne care țes sorțile oamenilor. Tot nornele sunt responsabile pentru stabilirea destinului fiecărei făpturi, fie zeu, om sau monstru. Nimeni nu se naște și nimeni nu moare fără hotărârea lor. Așadar, preotesele care trăiau printre vikingi, numite volve, erau cele care făceau profeții. Și nu ar fi altceva decât o imitație, o extensie a celor divine, a zeităților numite norne. Cuvântul volvă se traduce prin toiag, vergea, pentru că toate erau însoțite de acest toiag și puteau prezice deznodămintele războaielor. Tot ele sunt legate de zeița Freia. Pentru că zeița Freia se ocupa de fertilitate, dar avea și conotații războinice. Această stăpână, căreia îi reveneau jumătate din războinicii căzuți în luptă, care nu mergeau în Valhalla, ci în Sesrume, propria ei sală care adăpostea și bărbații, dar și femeile care au avut parte de o moarte onorabilă. Așadar, femeile cu toege erau preotesele Freiei, dar și ale nornelor. Femeile cu toiege, despre care am vorbit la început, au fost descoperite mai ales în morminte foarte bogate, semn că preotesele ar fi aparținut straturilor superioare ale societății, adică ea cu bani. Multe femei nobile își doreau să o slujească pe zeița Freia, să-i urmeze modelul și să o reprezinte pe tărâmul oamenilor, Midgard. Ele se căsătoreau cu războinici care l-aveau drept model pe Odin și așa începea banchetul. Membrii acestor elite, desigur, întrețineau săli uriașe pe banii lor, locuri ceremoniale unde se desfășurau aceste banchete. Erau un fel de versiuni pământești ale Valhalei. Așa cum Odin aduna vitejii morți acolo, așa și prinții și tovarășii lor își chemau oamenii loiali și serveau carne de porc, se îmbătau ca porcii și își așteptau îndeplinirea gloriosului destin. Dacă v-a plăcut acest episod, like și subscribe paginii noastre Mitologica.